păcatul se mulțește, harul spune, stai puțin că deja am acoperit. Deja am provizie pentru ceea ce se întâmplă. Nu vă lăsați prinși de lucrurile negative. Da? Nu vă lăsați trași în asta. Acum un an jumate, când a început situația cu COVID-ul, cred că am mai spus asta, am observat că era o libertate în lumea spirituală, în conexia cu felul cum Duhul Sfânt lucra, numesc cerul al treilea, acolo unde suntem în Duh, dar sufletul nostru este pe aici, cerul al doilea pe pământ, trupul este pe pământ și de multe ori nu putem comunica exact cu cerul al treilea. Foarte mulți comunică într-un fel de imaginație și creează un Dumnezeu al lor. Tocmai pentru că nu știu cum să meargă prin sângele lui Hristos să intre în locul preasfânt și își creează, cred că cele mai multe religii au un Dumnezeu al lor. Se îmbracă exact ca ei, vorbește ca ei, predică ca ei, după chipul și asemănarea lor. Da? Slavă Domnului că are milă de toți. Dar atunci când îl întâlnești pe el așa cum este, te golești cumva de cum tu ai crezut că este. Da. Întotdeauna când el încearcă să mă aducă pe terenul lui, îmi arată niște lucruri care mintea mea, chiar crescut în biserică, mintea mea le-a înțeles într-un anumit fel. De exemplu, un lucru este, cum credeți că a fost junghiat mielul? Vreți să-mi spuneți că era moarte în cer? Cum a fost junghiat mielul? Pentru că în lumea lui Dumnezeu nu există moarte, el e viață. Apocalipsa, capitolul 5. Credeți că vrednicia mielului avea de-a face cu faptul că nu păcătuise? Că nu făcuse nimica rău? Vreți să spuneți că cele patru făpturi în jurul tronului tocmai spuseseră o minciună dimineața aia? Și cei 24 de bătrâni făceau tot felul de prostii? Nu. Vrednicia n-avea nimic de-a face cu păcatul. Absolut nimic. Avea de-a face cu biruința. Vedeți, poți să rămâi un mântuit care s-a milat Domnul de tine și odată mergi în cer, slavă Domnului. Dar poți să înțelegi de ce te-a mântuit și să nu te oprești. Și să începi să înțelegi că El te-a mântuit și nu te-a luat după ce ai ieșit din apa botezului să te ducă în cer, pentru că ce se întâmplă aici pe pământ este cea mai importantă școală de antrenament și are de-a face cu ce se va întâmpla în cer. Felul cum El formează sufletul tău, felul cum El lucrează în tine e enorm de important, pentru că dacă eu sunt un general de armată, nu am să mă înconjor în garda personală cu nimica care nu l-am încercat și nu l-am verificat și nu știu exact ce va face când vine dușmanul. David a fost un om după inima lui Dumnezeu, nu numai că a fost uns, nu numai că l-a omorât pe Goliat, dar pentru că în momente de grea încercare s-a îmbărbătat în Dumnezeul lui. Da, momentele alea de care fugi, de care te ascunzi, de care nu știi cum să se mai termine odată, sunt momentele cele mai importante în formarea ta.
Vei spune, Doamne, dar mai lasă-mă, de aia, nu mă, gata, m-am mai mântuit, du-mă în cer. Și pentru unii face treaba asta, ascultă rugăciunea, dar nu pentru voi. Voi nu sunteți aici pentru ca odată să mergeți în cer, voi sunteți aici ca să demonstrați ceva. Efeseni 3:10. Prin biserică Dumnezeu face o demonstrație în fiecare zi, în casa ta, de când te scoli, la cafeaua care o bei, până te culci, în fiecare zi Dumnezeul cel mare demonstrează în fața căpetenilor și domnilor din tot cerul al doilea, asta e biserica mea. Sora aia, o vezi? Asta e copilul meu. Îl vezi pe fratele ăla? Ăla e fiul meu. Demonstrează. Știu care credeai că este numai ca să, eu știu, să fii un creștin bun și să nu-L superi pe Dumnezeu și să mergi duminică la biserică, când colo este 24 de ore. Pentru că Dumnezeu formează pe cei prin care să demonstreze ceva. Da, chiar că vin o dată pe lună sau așa, nu vă las. Nu vreau să fiți oameni obișnuiți. Da? Dacă nu vă place de ce vorbesc, nu mă mai invită, Oliver. Dar Domnul Hristos spune asta, dacă faceți cum fac ceilalți, ce lucru neobișnuit faceți? Ce lucru neobișnuit ai făcut săptămâna asta? Vreau să știu. Am mâncat. Toată lumea mănâncă. M-am rugat. Cred că musulmanii se roagă de 3 ori mai mult ca noi. Am citit, toți citez în toate Bibliile lor. Ce lucru neobișnuit ai făcut astăzi? Ai făcut săptămâna asta. Ce lucru neobișnuit ai făcut? Poate a venit un gând la tine. Mă suna acum vreo 2 zile cineva și spune, frate Vali, roagă-te pentru mine că de câte ori închid ochii văd numai femei dezbrăcate. Poți să mă ajuți? Și zice că acum trebuie să fie un duc de ăsta, că acum i-a schimbat din femei dezbrăcate, acum văd bărbați. Nu știu cum să-mi închid ochii, nu știu ce să fac, țip, strig, pun toată muzica, Biblie, nu știu cum să scap de asta. Vorbim de lucruri reale, așa e? Și unii treceți prin vise și în vise visați că muriți sau vă sculați, cineva vă dă o boală sau veniți bolnavi și vă sculați bolnavi și nu știți ce este asta și luați, eu știu, toate Tylenol-urile ca să măcar să puteți să vă ridicați din pat și nu băgați în seamă. Dar de ce nu băgați în seamă? Ce lucru neobișnuit faci? Chem numele lui Iisus și nu chem numele la alt profet sau la asta, slavă Domnului, asta e bine, foarte bine. Ce lucru neobișnuit faci? Când vine vrăjmașul și când tot ce spune este, nu vezi ce rău e pe pământ? Și te presat, n-ai chef, nimic nu se schimbă, totul e la fel. Și tu spui, știi ce? Nu cred asta. Dumnezeul meu e viu, este un izvor de apă vie, este cu mine chiar acum și tu, diavole, taci în gură, înapoi a mea. Asta e un lucru neobișnuit?
Ăsta ar fi un lucru neobișnuit. Da? Când te duci din senin, începe și te doare un junghi de ăsta care nu mai poți să faci. Neobișnuit este, în numele lui Iisus Hristos, pleacă de aici, pentru că n-ai niciun drept în trupul meu. Ăsta e neobișnuit. Ce e obișnuit? Aha, iar a venit ăla. Iară, păi asta e vârsta, frate, asta e vârsta. Ăla e obișnuit. Toți zic așa. Da? Ce faci neobișnuit? Și când vine gândul de frică, gândul de gelozie, îl vezi că vine. Îl vezi ce diavolul vrea să facă cu tine, cu casa ta, îl vezi și stai împotrivă. Asta e neobișnuit. Asta numai oamenii neobișnuiți fac treaba asta, pentru că îl cunosc pe Dumnezeul lor. Ce obișnuiți? Păi ce să fac? Mă apuc pe plâns, n-am ce să fac, mai sunt încă două prietene, un prieten. Ah, ce-i cel mai rău? Cine m-a pus? Cine m-a dus? Ce-i cu mine? Nu mai știi de pe unde să scoți cămașa. Da? Aia e obișnuit. Aia e obișnuit. Uitați-vă pe Facebook. Aia e obișnuit pe toată social media. Aia... Toată lumea face asta. Dar tu, născut din Dumnezeu, ești aici cu un scop și spui până aici. Până aici. Apoi așa a fost cu bunicul meu, așa a fost cu tata meu, așa a fost cu mama mea, așa uite, acum vine la copiii mei. Și tu ce faci? Ce să fac? Caut un doctor. Nu avem nici cu doctorii, suntem prieteni. Suntem prieteni. Dar nu-i neobișnuit. Nu-i neobișnuit. Ce lucru neobișnuit faceți? Asta este schimbarea minții. Din cauza asta am pornit vorbind de lucrurile cerului, pentru că, așa spune în cuvânt, că tu te-ai născut din Dumnezeu și capul tău este în cer. Știi asta? Țin minte că mi-a schimbat expresia, că tot ziceam, vai de capul meu. Și a venit cineva și a zis, tu știi cine e capul tău? Zis, oh, acum am dat seama ce vorbesc. Ce lucru neobișnuit? Ce lucru neobișnuit spui? Când toată lumea, toți prietenii tăi, tot cercul tău, e greu, frate, e greu, e dificil, oia, nu, nu se poate, e, nu, să vină Domnul mai repede. Când toată lumea în jurul tău zice asta, ce lucru neobișnuit spui tu? Ce cuvinte! Și chiar dacă smochinul nu va înflori, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul meu. Și dacă nimeni nu mai crede, și dacă nimeni nu mai înfruntă asta, eu știu de ce sunt viu. Eu știu de ce sunt pe pământul ăsta. Când a venit COVID-ul și am fost testat pozitiv, nu m-am așteptat, pentru că am știut că e protecție, Dumnezeu este cu mine. Și în prima zi am zis, Doamne, ce cu ăsta? Ce caut aici? Și a zis, a atins trupul greșit. Pentru că diavolul nu are înțelepciune, are ignoranță și întuneric. Da? Ce spune Domnul Iisus despre cei la care le-a dat vița de vie? Da? Sau le-a dat vița, grădina, să aibă grijă? Da? L-au omorât pe ăla, i-au omorât pe aia, pe trimișul lui. Zice, acum o să trimet pe fiul meu și o să-l primească, că e fiul meu. Dar știa mintea diavolului. Ce zice mintea diavolului? L-am prins pe moștenitor, hai să-l omorâm. Asta e mintea diavolului. Da? Nu pricepe că dacă te atinzi de moștenitor, ești în mare problemă. Ești în mare până aici.
Cu servitorii am mai încercat, dar te-ai atins de fiul, e sfârșitul. Nu-i deloc deștept diavolul. A lipsit la lecțiile de deșteptăciune. Înțelegi? Și atunci când am zis asta, a început să-mi explice de ce sunt atâtea variante. Pentru că ăla original l-a omorât. S-a terminat cu el și fuge. Ea, bineînțeles, dacă te uiți din punct de vedere, e periculos, e frică. Dacă te uiți din punctul lui de vedere, este că fuge, se ascunde, se transformă ca să fugă, pentru că originalul n-are nicio șansă. Da. Și mi-a dat cuvântul ăla în care a spus death to COVID, life to body. Și am zis, s-a terminat. Fost, simptomele n-au fost. Care este diferența între vindecarea prin har și vindecarea prin lege? Vindecarea este ceva care a fost toată Biblia, Vechiul Testament, Noul Testament. Da? Domnul le promite asta, dacă vei asculta, voi îndepărta boala din mijlocul tău. Te voi vindeca. Eu sunt Domnul care vindecă. Asta n-a venit prin Noul Testament. Asta a fost un legământ care a fost tot timpul. Care este diferența? Cea mai importantă diferență este, bineînțeles, că sub lege, dacă trebuie să împlinești condițiile. Da? Trebuie să aduci jertfa dacă trebuie, dacă ai făcut ceva ca să fii curat. Trebuie să te ții, să asculți, să faci exact tot ce trebuie, să n-ai niciun fel de lucru ca să meriți vindecarea. Da? Nu mai vreau să vă aduc aminte de câteva instanțe când Domnul Iisus a venit, tocmai pentru că a vrut să arate că e ceva nou care a venit. Da? Deci a venit în Betesda. Era omul ăla de 38 de ani. Probabil că făcuse ceva. Da? Nu prea ne spune mult la Chosen Movie. Dar făcuse ceva. Da? Dacă a ajuns în felul ăsta, Domnul Iisus nu-i spune pocăiește-te, nu-i spune cereți iertare de tot ce ai făcut, da? Nici măcar nu-l întreabă. Îți pare rău? Crezi că meriți vindecarea ta? Ai făcut ce trebuie după lege? Da. Scoală-te, fă-ți patul și umblă. Foarte interesant. Pentru unii, cum a fost slăbănogul ăla care l-au dat prin acoperiș, da? Tocmai pentru că farisei aveau întrebarea asta, da? Zice, păcatele sunt iertate. Da. Dar zice, ce mai ușor să zici? Păcatele sunt iertate sau scoală-te? Pentru că din punctul lor de vedere, vindecarea era ok. Dar iertarea păcatelor, no! Pentru cei mai mulți evanghelici, e pe dos. Bineînțeles că iartă, iartă orice, dă toate, numai să vii, totul îți iartă. Vindecarea nu știm dacă e voia Domnului. Este exact invers. Că trebuie să explici la oameni, da? Și el a trebuit să explice, dar era pe dos, că dacă el zicea, scoală-te de acolo sau întinde-ți, ziceau, ok, dar când a zis s-a atins de problema cu păcatul, era problemă. Pe dos. Ei, ca să facă lucrurile și mai dificile pentru mintea legalistă, pentru cei din vechiul legământ, vin ucenicii și spun de un om care s-a născut orb.
Și ca să vedeți, ucenicii gândeau normal. După vechiul legământ, cine a păcătuit? Cine a păcătuit? A păcătuit el, părinții lui, trebuie să fie legat de păcat. Și Domnul Iisus, așa îmi place de el, că nu se lasă după niciun fel de norme. Nu se lasă. Pentru că el era vindecarea. Nu se prinde în explicații, da? Spune, n-a păcătuit nici el, nici ai lui. S-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Deci ceea ce el spune, de fapt, nu răspunde întrebării lor. Că ei au întrebat cauza bolii și el răspunde scopul. El nu spune asta nu-i cauza, ci spune ăsta este direcția. De ce? Pentru că el nu vrea să le răspundă la întrebări. El nu trebuia să le răspundă. Numai că vezi așa de diferit felul cum gândeau oamenii. Da? Deci în vechiul legământ era clar, păcat, boală, suferință, moarte. Da? Totul era foarte clar. Legea a fost dată ca să consfințească acest proces. Apoi, bineînțeles, ai mințit, înseamnă că trebuie să suferi consecințele. Da? Ți-am spus aici să nu minți, nu? E clar să nu faci o mărturie mincinoasă.